Sâmbătă, la ora 19, un tânăr de 29 de ani s-a aruncat de la penultimul etaj al scării de incendiu al clădirii Alba Pam, situată pe strada Ferdinand I din municipiul Alba Iulia. Bărbatul a suferit leziuni corporale grave și a fost transportat la Spitalul Județean Alba, unde, la scurt timp, a decedat. Sinucigașul a fost identificat în persoana lui Ninel G, de 29 de ani, din localitatea Pogoanele, județul Buzău. Tot sâmbătă, la Galda de Jos, tragedie în sânul unei familii. Urcat în pom să culeagă nuci, un vârstnic de 74 de ani s-a dezechilibrat și a căzut de la o înălțime de 4 metri. Deplasat la fața locului, echipajul Smurt a încercat resuscitarea bărbatului, însă fără succes.